Piratul cel Teribil. Despre Zerzin, Flebis, Cozi și Leacuri. Știi ce are doctore Mac? Culoare schimbătoare, ochii injectați, creierul umflat, rotulele au spasme. Da, astea sunt primele simptome de atemutei boli pe care noi doctorii o numim Flebis. Flebis, cum scap de ea? Scapă ea de tine. Uite ce e, șarlatanule, ar fi bine să găsești un leac sau vei suferi de o afecțiune la fel de netratabilă, cunoscută cu a avea capul smuls, pus pe foc și aruncat în mare de un capitan furios cu Flebis. Ei bine, ar putea exista un posibil remediu. Care e? E doar o legendă. Legenda? Ce legenda? Scrie aici, în cartea de medicină străveche. Spune despre o insulă legendară numită Zerzin. Aici se spune că a fost găsit fructul bim-bam-bum. Acesta poate vindeca Flebis. E bine atunci, asta e. Hai să plecăm spre Zerzin imediat. Snack de ordine! Am înțeles, domnule. Unde e insula asta, Zerzin? Păi asta e problema, vedeți voi. Nimeni nu știe. Nu e sigur dacă insula există măcar. Apare doar în vechile legende și mituri. Snack, vom găsi insula chiar dacă va fi ultimul lucru pe care îl vom face. Ar putea fi ultimul lucru pe care îl faci tu, domnule. Să scorbăresc prin hărțile astea, n-are și un rost. Aș putea arunca o săgeată în oricare dintre hărțile astea și aș avea o șansă mai bună să găsesc insula Zerzin. Au! Snack, încercăm să stabilesc cursul! Scuze, capitane, te caută cineva, domnule. Păi, spune să plece, bine? Sunt foarte ocupat să mor. Da, capitane. Spune că e o chestiune destul de urgentă, capitane. Cine naiba e? I-ai spus că sunt bolnav? Da, domnule, și el spune că are exact ce trebuie pentru boala ta. Serios? Cum îl cheamă? Un anume domn Moarte, capitane. Moarte, cred că e francez. Să intre! Ia, domnule. Stai puțin, suntem pe mare, cine ar... domnule Moarte, bun venit, scuze că nu mă ridic, sunt ocupat deocamdată, or! Snack nu e domnul Moarte, e domnul Moarte! Cred că sunt mai bolnav decât am crezut. Și mulțumesc că l-ai lăsat înăuntru. Salutare, Jack cel Teribil. Ai milă, ești sigur că ai adresa corectă? Păi, uite, tu ești capitanul acestei corăbii cunoscute ca găina de mare. E adresa corectă, capitan. Trebuie să fii atât de săritor, Snack. Poate că e adresa corectă, dar a găsit persoana corectă. Poate că a venit aici pentru tine, Snack. Am văzut câteva din lucrurile pe care le mănânci la cină. Ai putea avea febră tifoidă. Am venit pentru tine, Jack cel Teribil. Eu nu fac greșele, omule, și vorbesc serios. Fi serios. Cu excepția unei ușoare Flebis, mă simt foarte bine. Ei, omule, Flebis a răpus mulți. Acum te-a răpus și pe tine. Cât tupeu! Mai ai timp până să scurge nisipul. Vorbesc serios și dacă n-ai găsit un lac, te voi conduce în lumea de dedesubt și voi mai face un semn pe coasă, Jack. Și dacă găsesc lacul? Atunci vei trăi. Pe curând, Jack cel Teribil. Ce îngâmpat! N-ar fi mai bine să plecăm, domnule? Prostii, avem tot timpul din lume! Dar cum rămâne cu clepsidra? Simplu, tot ce trebuie să faci este să o întorci. Vezi? E bine, asta e, sunt pierdut. Hărțile insulelor necunoscute. Hei, ia uite, ce noroc! Auzi, sunt hărți despre insule necunoscute, ce vinzi? Da, astea sunt. Nu cumva ai o hartă spre un loc pe nume Zerzin, nu? Păi, nu știu, să caut. Da, așa, am una aici. E bine, cât costă? 30 de monede de aur. 30 de monede de... ia stai așa. Firar, tot ce am sunt 4 gloanțe de plumb și o gumă de mestecat. Ce să mă fac? Aș vrea să te ajut. Da? Adică îmi dai harta? Nu, dar ai putea să mă lovești în cap, să mă legi cu niște sfoară, să mă agăți să copac cu ora și să-mi iei harta. Aha! Mulțumesc încă o dată! Ce om de treabă! Cum te mai simți, capitane? Cred că sunt bine. Cum arăt? Arăți foarte bine, cu excepția capului, care e enorm. Trebuie
trebuie să găsim insula aia înainte să mi se mărească și mai mult capul. Cred că suntem aproape. Cât de aproape? Foarte aproape. De cât de aproape înseamnă asta? Am ajuns. Ia să vedem. Aici scrie că fructul bimbambob e un fruct roșu aprins care se găsește la baza palmierilor mari ca acela din fața ta. Fructul bimbambob arată așa. Uite, domnule, fructe bimbambob. Aici scrie că fructele arată așa doar că sunt violete. Nu le mâncați pe cele roșii sau veți contracta boala mortală Kerplechtschka, o maladie care face ca ochii și creierul victimei să-i sară din cap. Ce? Ar fi bine să găsești fructul potrivit de data asta. Mi-au rămas doar câteva grăunțe de risip. Salut, Cel Teribil. Acum, dacă ești mai bine să completezi formularele astea, apasă tare, te rog. 4 copii, știi tu. Da, da? Scuze-mă, dar încă nu sunt mort, clar? Păi bă, asta, omule, dar ești foarte aproape, nu-i așa? Ia, ascultă-mă. Mulțumesc, omule. Dă-mi aia. În curând nu-ți vor mai trebui astea. Da, dar până atunci am nevoie de ele, hai! Dispari! Valea! Cred că le-am găsit, capitane. Da, sunt sigur că astea sunt. Dă-le încoa! Scrie aici, aceste fructe sunt adevăratele fructe care vindecă temuta boală Phlebis. Asta e tot ce voiam să aud! Cu excepția faptului că sunt violete. Dacă erau verzi, atunci erau cele adevărate. E o rudă apropiată care crește chiar alături, dar cele verzi trebuie mâncate pentru a vindeca Phlebis. Ce nebun a scris cartea asta? Domnul Moarte. A, bineînțeles! Acum ce se va întâmpla cu mine? Vai de mine. Chiar vrei să știi? Da! Nu! Uite, mice, suntem morți. Încercă să nu te opui, dăm drumul la cismă. Cisma mea, fire, și nu suntem morți până nu spun eu că suntem morți, ai înțeles? Acum intră imediat în corpul meu. Dă drumul. Merge spre lumină. Nu ai să mergi spre nicio lumină, furisită, ai înțeles? Asta e. Stai, aia nu e lumină, aia e foc. Asta e snack. Acum chiar mă duc. O simt. Salutare! Domnule, mănâncă repede astea! Hei, nu e corect! Mi s-a terminat timpul! Cum te mai simți, domnule? Păi mă simt complet vindecat! Și deloc mort! Ha! Ți-am făcut-o, nu, moartă! Fără să expirase timpul, omule! E bine, totul e permis în dragoste și în moarte! Fără ranchiună, ia un fruct, haide! Am fost atât de aproape, omule! Oh, mulțumesc! Fructe de pădure! Tu ai mâncat fructul trăbitoare, acum ai să mori. Ei, omule, fii atent, nu poți ucide moartă. Snack, am învins moartea și am descoperit insula pierdută Zerzin. Ce mai aventură, nu? Da, a fost o aventură, domnule. Și am pregătit o masă specială ca să sărbătorim. Ia stai puțin, șarlatanul ăla de doctor nu ia cina cu noi? Într-un fel, da, domnule. E bine, n-am să-l aștept. Ce avem la cină? Rață la cuptor. Excelent! Uita, vă rog, fac eu cinste cu cina, v-ați prins? Ha,